Sindicaliștii Federației Sanitas încep în 23 iunie protestele și până în 4 iulie vor picheta Ministerele Sănătății, Muncii și Finanțelor pentru a cere creșterea cu 10% a salariilor din sănătate și asistență socială și un contract colectiv de muncă în sectorul sanitar. Consiliul Național al Federației Sanitas, întrunit la sfârșitul săptămânii trecute, a stabilit cu liderii de sindicat din toată țara să iasă în stradă pentru a-și cere drepturile. Astfel, membrii Sanitas au anunțat că vor organiza proteste începând din 23 iunie în fața Ministerului Sănătății. Sindicaliștii vor protesta apoi în 26 iunie și 2 iulie la Ministerul Muncii, iar în 27 iunie și 3-4 iulie vor organiza pichete la Ministerul Finanțelor. Sindicaliștii Federației Sanitas cer, printre altele, încheierea unui contract colectiv de muncă în sectorul sanitar, creșterea cu 10% a salariilor din sănătate și asistență socială de la 1 iulie, precum și deblocarea posturilor până pe data de 20 iunie. Reprezentanții sindicatului spun că s-a ajuns la această situație întrucât până acum revendicările din sistemul sanitar și din asistență socială nu au fost soluționate. De 5 ani nu s-au mai găsit soluții pentru cadrele medicale, iar în sănătate este un deficit enorm, atât în ceea ce privește personalul, cât și finanțarea.